Hit Play. Bună, sunt Emma, începe Hit Play, primul show 100% digital pe 100% muzică românească. Căutăm o voce pe care să o premiem cu 25.000 de euro, o piesă compusă special de Marius Moga, promovare în online profi și un clip care va rupe net. Jurații Hit Play sunt diva TikTok Olivia Adams, starul, popularul și haiosul Speak. Despre tine era vorba. Bună. Salut. Și exigentul și expertul Marius Moga. Exigent, mă, eu o să-i trec pe toți azi. Cei trei jurați propun vocile, voi le votați. Șansa calificării în etapa de live-uri este responsabilitatea voastră. 12 vor merge mai departe, 6 săptămâna aceasta și 6 săptămâna viitoare. Hit Play este un show muzical digital care se desfășoară fix așa cum vrea publicul. Primul concurent, Vlad Moraș. Hit Play. Ia. Yeah. Ce morărește Vlad? Aș vrea să fiu paharul care îți atinge buzele. Aș vrea să fiu și strada care îți simte tălpile în cer și cu privirea. Să înlături hainele. Hai că buzele și ochii mi-a arătat, hainele. Tălpile a uitat. Nu mai lasă-te, du-te, ba nu pleca. De fapt tu știi că aș vrea să mă strâng în brațe mai tare. Faci puși, dar nu repede, să nu scap printre degete. Ajungem tot mai aproape. Hai zice-ți cântă dragostea atunci când mă privești așa. What is this funky dance? Și dacă așa e cu ce ridoși tu, mă, că... O să mă sărut în ritmul potrivit. Din cum îți cântă dragostea. La cum îl privești, deja ai piesa pentru el. Din cum dansează inima ta, da. Știi că-i piesa mea și că o să vrei să o pui. Vlad, nu știe să zâmbească cât e el. Muzica, frate. Mi-e frică de el. Cum e la tine. Mi-e frică. Ți-e frică? Deci așa te dezbraci, așa vine și iubirea. Se cad ușor pe trupul tău, dar nu mai lasă-te. La cochilii albaștri. Dar îți moși. Hai să n-am film. În ce film ești? Adică atunci când mă privești așa. Cum să-ți fie frică de el? Și dacă foarte dulce. Mea, tu o să mă sărut în ritmul potrivit. Din cum îți cântă dragostea. Cum e rimă? Are o emisie, zici că e între R&B și muzică populară, efectiv. Ia, auzi? Muzică populară cu R&B, acolo e. A făcut și improvizații pe ultimul refren. Da. Oh! Hai de mine! Wow! Nu știu voi ce admiră. Speak. Mi-e frică de el. De ce? Că mi se pare că o cânta prea aproape de cameră, da. Și tot mie, eu, din ce am auzit, cred că atunci când te concentrezi prea mult, te iubești pe tine și nu muzica, nici muzica nu te iubește înapoi, că doar tu deja ești ocupat cu tine. Și pe locuri a sunat bine și pe locuri a sunat așa, ca o voce care încearcă prea mult, overdoing, nu știu, demonstrativ. A fost o cântare demonstrativă. Exact, cântă bine, știi, cântă, dar mie mi-e frică de el. Eu, dacă mă întrebați pe mine, vrei să zic că dacă îi dau eu ceva? Aș vrea să știu votul tău, da. Deși cântă bine, dar mi-e frică de el. Eu nu m-aș uita la niciun clip cu el. Răspunsul tău e nu. Păi nu. Olivia. Vocea e ok, mie nu mi s-a părut. Într-adevăr, pe alocuri a sunat puțin dubios, dar așa overall da, mi s-a părut. Tot aici nu-i doar de voce. Păi... Aici e tot pachetul și starea pe care ți-o dă, că așa... Așa e și pachetul pe care îl dăm noi, unul complet. Piesă, promovare, clip. Bine. Marius? Păi, practic, Vlad, el decide dacă merge mai departe sau nu. Că momentan are un da și un nu. Vlad, are el ceva acolo? A făcut niște inflexiuni, a arătat și un pic de improvizație. Mm-hmm. La cât de plăcută e vocea, pe alocuri nu e plăcută. Pe alocuri e plăcută. Hai! Hai că plânge aici! Vlad, e ultima dată când îți dau da, dacă mai exagerezi așa. Hai, ce... Da, mai, trecu mai departe. Ce combinație de cuvinte! Deci, Vlad,
ai mers mai departe. Fii mai true, băiatule, ești prea teatral. Da. Dacă vreau să mă duc la teatru, mă duc la TNB, nu mă uit la... Știi ce zic? Mergem mai departe către următorul concurent, Andreea Popescu. Yeah. 21 de ani, în cazul în care știam, Marius, că o să mă întrebi. Mi-ai zis odată, uite-te, uite-te, fii fată pentru tine. Vai. Măcar odată, fii cosmos. Mi-ai zis că o mai știi să mă las lejer pe spate, că tu mă ții să am credere în tine. Mai știi. Măi, și eu am avut când m-am lăsat pe spate, dar tu nu ai ținut. Și eu am căzut, dar eu am căzut. Bel canto. Am căzut printre miile de stele, am căutat toți îndrăgi printre ele. În tot cosmosul meu, tu erai în fel de Dumnezeu. Și acum s-a ales doar praful de ele, s-a lipus pe buzele mele. O să obișnuiți să aud piesa asta, așa vezi. Sunt tot cosmosul meu, n-ai găsit nimic pe gustul tău. Într-adevăr, un exagerează uneori. Da, de-aia mă enervează. Da, nu, nu. Păi da, dar ai multe exagerările. De exemplu, nu mă deranjează. Mi se pare că tot trăiește. Adică... Nu, sunt niște exagerări foarte bine controlate. Corect, nu-s bine controlate. Dar măcar trăiește, măcar transmite o... Uite câtă furie transmite. N-ai găsit! Tu te băi dacă nu mai îndoi. Forță! Spic vrea să fie tenor când era mic. Hey. Nu, n-are nicio legătură. Bă, și iată, te ascult. Eu și când m-am apucat de muzică, când m-am apucat de produs, crezi că eu m-am gândit la stiluri, la alea, la inflexiuni, la complexitate, ambitus, toate. Mi-e trebuia să te gândești, mă? Nu! Nu! Exact. Mie mi-o spar fața, bravo. Speak? Da, de la cel mai mare, da. Pe bune. Da, mi-a plăcut mult de tot. Stai liniștit, stai liniștit. Nu. Nu. Mie mi-a transmis. Ați simțit diferit. Eu nu, piesa asta. Tu poate că știi atât de multe reguli. Dar nu sunt reguli, mă. Nu, niște e o regulă super simplă. Eu simt cu corpul ce aud. Și eu. De-aia suntem diferiți. Și eu de-aia îi dau nu. Și să cadă. Ați pe ea presiunea. Pe asta? Toată presiunea o punem pe Olivia. Da, nu pot scrie. Mie mi-a plăcut tu să-i dau da. Ați văzut? Da, mă, eu da. Tu îi dai. Da. Tu îi dai. Da. Tu nu îi dai. Nu. Însă, Andreea merge mai departe, pentru care 2 de da. Ne vedem în etapă. Foarte bine. Bravo. A, nu fi supărat acum. Cum să fiu supărat? A, nu, serios, adică, nu. El aude cu corpul. Și eu tot cu corpul aud. Filtrez ce prin simt? Ce știu și ce simt eu. Nu cred că asta era din nu. Eu sunt și la început de drum și de-aia. Da. Hai. Să faci cunoștință cu... Ia. Următorul concurent, Cristi Goiciu. Ia. Ia auzi. Ia, cât am făcut și eu să mai fac. Când o fac parcă n-am fund la sac. Eu nu cred în tic-tac, nici al meu ceas. Fumis la 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 când sunt prea trans. Clar am un suflet blindat, la cap n-o spre și n-o schitat. No, ce fac e necalificat, ia un tab interesant, sunt un vagabond versat, n-o vei lua să ia cartier de-a cartier. I s-a lorat de la glezne, îi șopte ceva la ureche. Poate că am prea mult sânge în palme, spală-mă tu, fata mea, la noapte. Nu e, spală-mă tu, fata mea, la noapte. Da, spală-mă tu, fata mea, la noapte. Cine cântă original? A zis greșit? Ce? Cine cântă original? A zis greșit? Nu aud. Cine cântă original? A zis greșit? Dar e a cuiva piesa asta? Eu cred că este piesa lui, am o bagă. Mie mi-a dat că e ceva flow de Kila, dar după când am auzit versul ăsta, m-am gândit că nu e. Plus că beat-ul n-are nicio legătură. E ceva Kila wannabe, așa. Hai să ne întoarcem, este chiar... Da, mă, e chilafonic. Este chilafonic, adevărat. A cântat o piesă de la chilafonic. Vezi că eu de la Kila, orice piesă pe care am auzit-o de la Kila,
Nu mi-a dat-o niciodată. Păi da, pentru că n-au ieșit, pentru că n-au ieșit cuvintele așa. Nu, 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 dar nu m-a deranjat felul în care, că nu contează ce zici, da, contează cum o zici, da. Eu când ai spalmă la noapte, m-am gândit, băi, ceva îngrozitor. Eu am înțeles foarte mă la noapte și eu mă gândeam nu, că... Nu, vă zic eu, e mai bine de atât. Asta e cântat de el, acum cum a fost cântat, pare imnul mașinilor nespălate care stau în parcări cu spalmă pe el, înțelegi? Da. Spalmă la noapte, e despre mașini neduse la... Plus că o făcut playback. Scurt, asta deci da. Nu ai niciun dubiu. Eu nu mi-am dat seama... Cât de editat a fost vocea așa îngroșată. Nu, e fost foarte editat. Păi da, da, e stil, și... e stil, dar am înțeles asta. El că când, inițial când o filmat, tot... el când o filmat, o mimat. Asta am înțeles, asta știu, când m-am dat seama. N-avea filterul, n-avea... Dar, dar vocea, ah. Nu știu, am înțeles că așa e stilul, cu oricum, da, ok, da, eu... Nu știu ce să zic. Eu pot să și votez. Cred da, că asta vreau să zic, cred că mergem foarte repede la următorul da. Concurent. Ești pregătit să votezi? Da, îți dai seama că votul nu. Tău este? Nu. Olivia? Nu. Nu, 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 nu. Votul meu este nu. Aha. So, așadar... Mă rog. Este nu. Este nu. Este nu. Și de fapt sunt trei de nu. Dar... Poate... Nu înseamnă că el e rău. Poate are piesele lui originale și e altceva, da, știi? Da. Că sunt unii care nu se pupă să, pe cover-uri să cânte, să, nu știu. Da, așa e. So, succes în continuare, man. I don't know. Momentul lui se oprește aici cu 3 de nu, dar noi mergem mai departe cu următorul concurent sau următoarea concurentă. A, e pentru tine tot o surpriză. Antonia Sarghie. Ia. Yeah. 20 de ani. Hai, Antonia. Crezi că pentru că o cheamă Antonia are sens asta? Nu puteam să zbor sau să mai fiu poza ta la minut. O scrisoare și atât, nimic mai mult. Scria negru pe ar. Ce față are spic. Sunt tățărută. Da, da, da. Ei, eu făceam aici, teta. Nu cântam pe ei, știi? Că dacă tot ai voci lui Cornel pe spate. Îi făceam. Și nu te simți așa un pic încordat? Nu, așa m-am simțit eu la fata aia cu Belcan. Acum știi și tu ce simt eu. It's payback, bitch. Eu știu, am. Lasă-mă să... Înțelegi ce zic? E bună de trap fata asta, care... Pleacă! Pleacă odată! Da. Bam! Lasă-mă să mor! Nu muri, nu muri! Da, eu așa am zis, hai că-s prințesă, totuși. Totuși. Hai, știi că nu mai poți să-ți iei ochii de la telefon. Deci asta de la final a vrut să fie gangster și după aia să stai că-s prințesă. A vrut să fie gangster. Tu ce vrei să ne spui? Că dar de ce mă trebuie primul? Vreau să fiu ultimul acum. Nu, uite, eu insist să fii tu primul. Probleme? Ce să zic, măi? A fost o cântare de karaoke. Cântăresc de karaoke. Stai, nu mă certa. Nu cum mă enervam, mă neliniștit așa un pic. Te tulburat, zi drept. M-a agitat. Te simți agitat. Da, oleac. Da, agitat? Da, da. Vrei să, trebuie să zic acum dacă da sau nu? Aș vrea, da. Aș vrea să spui dacă da sau nu. De ce trebuie să... De ce trebuie să zici? Pentru că de asta te-am adus aici. Pe bune? Da. Votul lui Spic este... Ce rău ești, mă. Nu. De ce ești așa rău? M-a agitat așa. Te uiți la mine. Mă uit la tine, da, dar mai trag cu ochiul și la stick. Foarte ferm, dar simt că vrea să mai adauge ceva. Mie trebuie să mă... Să te gâdili. Da, să mă gudur așa. Să-mi fie ceva, nu știu ce. Mie nu mi-a plăcut. Bă, nu vă mai... Deci, uitați-vă la mine. Dar și tu uite ce față e de supărat. De milos. Ești rău. Milos? Pentru că ești rău. Ești un rău.
Și eu îi dau tot, nu, oricum. Vezi? Așa, ai făcut o legătură repede, pac, nu, mă, nu, păi are voce, se vede că are ceva. Are ceva forță în voce și mi se pare că, la fel, repet, chestia asta cu cântatul și că am forță și vocea mea e puternică, nu înseamnă că orice piesă alegi trebuie să cânti așa. Olivia. Păi mai are rost, mai zic ceva? Are rost, pentru că vreau să argumentez. Mie mi se pare că apreciez efortul. S-a îmbrăcat frumos, s-a dus în studio, era cu monitoarele în spate, frumos, nu zic înregistrat, că n-are voce, pus autotune. Dar uite că și chestia asta, până și cu autotune nu a sunat ok pe alocuri. Adică nu vreau, adică nu că nu vreau să știu cum sună live, dar dacă așa n-a sunat ok, așa, cum sună live? Nu, sfatul meu pentru ea ar fi să nu se mai ia atât de în serios. Corect. De ce simt că sfatul ăsta nu este doar pentru ea? Păi sunt mulți care se uită la emisiunea asta și unii poate chiar își doresc să facă treabă și intră în studio sau își adună niște bani tocmai ca să meargă să imprime niște piese. They're și poate să iau prea fun. În serios. Nu, da, bucurie, adică. Da, muzica fun, până la urmă e muzică, nu dovedești tu lumii nimic. Da, și cel mult îți dovedești ție că ai avut dreptate să ai visul ăla din copilărie sau de când ți l-ai nu e operație pe creier. Da, nu știu, asta cu luatul prea în serios, și eu fac asta când trag piese, pentru mine e cel mai rău. Pentru alții mi-e foarte ușor să fac ghiduri, știi cum le trag, toată lumea zice, dar de ce nu lansezi tu, că sună bine? Nu, mă, nu, că e pentru nu știu care. Dar când trag pentru mine, și eu fac greșeala asta, mă iau prea în serios, mă, când nu știu cum. Frate meu, cel mai des mi-o taie. Bă, dar fii tu, mă, care? Care? Care, că am scris pentru atâția oameni și am multe voci în cap. Și așa, și la Antonia, mi se pare că s-a luat prea în serios și m-am încrâncenat așa un pic. Antonia nu merge în etapa următoare, dar noi acum facem cunoștință cu Marius Bomba. Ne va cânta dulapul. Opa. Taci, că iese din dulap. Ba nu. Mai minție cu vorbele, ai aflat secretele. Mulțit cu vorbele, ai aflat secretele, ei, și ca un oț a intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, ei, o mai pot, dar tu da, sub pielea mea și știi. Nu pot să nu observ rolele de scoci de pe microfon. Ca pe timpuri. Dai seama să fie enervat pe microfonul ăla și l-a trântit de multe ori la pământ. Hai, mă, am muncit, omul, îl ascultăm și noi până la capăt. Iubirea ta nu ține noi. Îmi place cum încearcă să apropie de Carlos. Cam știi că... Da. Și... Oh, eroina, oh, eroina, oh, eroina mea. Rușea la aia. Eroina, oh, că zice teroghina, teroghina. Na, 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 na. Ia zi eroina mea, Olivia. Pe mine mă pui prima. Da. Treci la tablă. A fost au? Eu mă declar mulțumit, am învățat două mișcări noi să le folosim și aia cu op și aia cu microfonul așa. Cu efectul. Deci, da, cu efectul. Analog. Nu, și țânțarul ăla. Dar nu. Nu. Nu, deja ai votat. Nu. Da. Cred că sunt mai rea ca Marius. Slabe șanse, cred că ești doar un pic mai fermă, Marius. Eu apreciez efortul, după cum am zis. Te vezi, e foarte S-a nice. Văzut că era acolo în piesă. Da, cu notele stăm mai. Și cu... Și cu votul, după cum te simt. Cu notele, cu emisia vocală, care era așa un pic karaokească. Dar ce să-i faci, Marius Bombea? Marius Bombea în cinstea ta. Dar votăm?
Dar votul meu astăzi, din păcate, este nu. Speak, Marius are deja 2 de nu cu cel ajustul. Păi și dacă dau un da, nu se întâmplă nimic, oricum n-aveam de gând speranța fac asta, omului. Ca idei. E speranța omului pentru efort. Bine, mai dau așa nu-i schimbi traseul. Îi zic da, pentru efort și cât nu. Vezi da, că mă, ești da, rău, mă, nu, zic, tu doar te prefaci că ești bun. Eu m-am prins, eu măcar fac, pe da. Față. Deși meriți nu, adică meriți nu, iei un da, că na. Marius Bombea nu merge mai departe, dar mergem noi către următoarea concurentă. Hit play. Ia. Ia. Bă, Diana Ivan, 16 ani. Adică și dacă sunt, ai. Mamă. Ai zis odată, uite de el, uite de tot, fii fată pentru tine. Te rog să compari toată piesa în mintea ta, da. Fata pe care ai trecut-o mai departe cu aceeași piesă. O compar. Uite ce frumos cântă fata asta piesă. Mă las lejer pe spate, tu mă ții să am credere în tine. Ok, mai sunt scăpări, da? E frumos, adică mă foarte bucură, frumos, știi? Muzical, auditiv, nu știu. Dar mă, că e un chestie de gust. Dar tu nu mai ținu. Măcar și eu am căzut. Și eu am căzut. Uite, măcar vedem că înregistrează live. Vezi, în spate acolo se derulează track-ul. Te-am căutat nopți întregi printre ele, în tot cosmosul meu. Tu erai fel de Dumnezeu. Și acum s-a ales doar praful de ele. Uite, măcar ea nu încearcă să impresioneze pe nimeni. Cântă cu ochii închiși acolo, să transmită da, ce da, face. Da, da, da. Și acum s-apară băiatul ăla cu buzele, cu ori. Foarte bine, foarte bine. Cum o cheamă? Că am uitat. Diana Ivan. Diana Ivan. Așa mă, Diana, bravo Diana. Și frumoase valorile astea. A deschis ochii, dar i-a închis repede la loc. Am înțeles despre ce-i piesa, mă. Ai alt stil, n-ai cum să compari ce cântă fata. N-ai. Adică ea e foarte aproape de original. Nu e vorba despre original aici, s-a mai zis. Despre ce e piesa pe care o cânti. Da. Dacă nu vrei să faci o parodie. Da, aia nu a fost parodie. Aia e rău. Tu plângi? Ne, tu n-ai treabă să jurizezi? Ba, deci, ai reclamat? Băi, deci, trebuie să vă spun că asta este una dintre piesele care pe mine mă fac să plâng oriunde aș asculta-o. Deci, oriunde în cosmos da, aș fi. Dacă e cântată și bine. Deci, indiferent unde aș fi, nu pot să mă abțin. Efectiv, piesa asta mă face să plâng. Dar nu despre mine este vorba... Dacă da, că o zis mult treaba asta. În sfârșit, mă bucur și eu să aud ceva care să-mi placă. Da. Felicitări, dear. Mi-a plăcut și mi se pare că ai transmis emoția piesei și ce trebuie să transmită piesa asta. Știe, nu poți să iei o piesă așa și să treci prin malaxorul tău personal și să hotărăști. Nu, o să fie așa. Dar nu are nicio legătură. Și la ea, la tine, la Diana, cum să mă exprim, mi se pare că ea a respectat treaba asta și i-a dat o sensibilitate a ei, că nu e chiar ca originalul. E pe aproape, dar nu e identic. Nu, dar starea, mood-ul, vibe-ul, ăla e. E când la cealaltă fată nu era ăla. Tu o chestie total diferit. Deși de care te-a plăcut mai mult, că-s curios acum. Hai la altă. Ta-na-na-na. Da. Pentru că eu cu asta, cu starea asta, cu felul ăsta de a cânta, s-o obișnuit cu original. Ok. Adică nu aș vrea să le luăm neapărat original. Eu zic că Diana a cântat-o în felul ei, dar într-un fel care mie mi-a plăcut. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Dar cealaltă m-a impresionat mai mult. Piesa asta are o anumită stare. Tocmai eu asta zic. Eu asta zic că asta e starea corectă.
Dar nu există dă, stare dă, corectă. Cine dă acest corect? Păi în cazul meu eu. Păi e ok și în cazul meu eu. Deci, păi bine mă, atunci așa facem. Păi hai și poate. Păi cum, ia uite. Da, deci eu îi dau da. A, eu votul tău este da. Da, da, da. Da, n-ai cum. Îi dau și eu dacă, vezi, la unele lucruri ne înțelegem. Olivia, mie mi-a plăcut foarte mult. Foarte, foarte mult, da, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut tot. Și că a închis ochii și a simțit, a și transmis da. Absolut tot mi-a plăcut. Și că a dat instrumentalul mai încet ca să se audă ea. Totul a fost impecabil. Super. Da, mi-a plăcut foarte așa mult. Așa deci, mai zi, da. Mai zi. Da, mă. Deci, da. Mario, îmi place doar să-l atâți, că îmi place cum se agită. Da, mă, că dar nu pot, tu compari merii cu perii, n-are nicio legătură. Exact. Păi da, da, și merii buni și perii buni. Vezi că stă foarte bine la psihologie, știi cum te face? Da, văd, am auzit de el. Mereu uit cum îl cheamă. Diana, aproape că a turnat gaz pe foc între voi. Aproape că vă dau na, de na, 20 de minute încercați să vă no, convingeți fiecare de părerea. Da, noi vrem să câștige un om care merită să da. Câștige acest... Merită da, deocamdată da. Să-i spunem că Tatiana merge în etapa următoare. Am aflat primii concurenți care se vor lupta pentru voturile voastre, iar Hitplay te și premiază pentru implicarea ta. Jurații au făcut propunerile, însă voi aveți ultimul cuvânt prin vot. Ne revedem mâine cu alte voci. Să fiți iubiți și inspirați. Hitplay.